avocata familiei Melencu, declarații stupefiante din dosar îmi dau senzația că toată afacerea se cunoștea dinainte. Avocata familiei Luizei Melencu a făcut declarații incredibile cu privire la dosarul cazului Caracal. Apar noi informații zi de zi în legătură cu unul dintre cele mai bizare cazuri din România, cazul Caracal. Avocata familiei Luizei Melencu, Carmen Obușanu, a avut acces la dovezi noi din dosar. A vorbit la televizor, în direct, despre aceste asemenea exclamări. Punct. Avocata familiei Luizei Melencu, declarații explozive. În dosar nu apare femeia îmbrăcată în roșu? Sunt 10 de volume. Primele 7 volume sunt până la data de 1 august, din ce am văzut eu. Dar sunt sigură, deci nu bănuiesc că numai o parte din actele întocmite până la 1 august au fost în aceste dosare. Mi s-a arătat un CV pentru că au vrut să ne scoată ochii cu aceste materiale. De exemplu, multe aspecte pe care le-am văzut în presă nu le-am văzut în dosare. Femeia în roșu, de exemplu, nu apare în dosar. Nu este fotografia ei acolo, punct. Apare o fotografie cu 3 mașini. Apare a doua declarație a lui Dincă. Niște declarații contradictorii ale familiei lui Dincă. Niște aspecte care îmi dau senzația că toată afacerea se cunoștea dinainte, virgulă, a declarat Carmen Obușanu. Cazul Caracal. FBI-ul a fost contactat de procurorii români în cazul dispariției lui Zecu o lună de zile înainte de dispariția Alexandrei. Implicația structurilor americane era cunoscută din data de 26 iunie 2019. FBI-ul a fost contactat de către procurorul Vasilescu să identifice mașinile care se plimbau pe lângă Luiza în ziua dispariției, virgulă, a continuat avocata familiei.